Salut, camarazi, după cum vedeți, și în boxa unui bloc se poate găti uitați puterioara care arde aici de zor. Se aude? Aici ciorbica care fierbe. Am pus de toate, ea și mazăre de aia nouă. Am pus un copan, gâtul, pipota și nici nu mai știu ce am mai pus. Aripioarele, așa la repezeală, știi? Am pus și niște corcodușe, un pic de, o groază de ceapă de aia roșie care îmi place mie. Am pus roșii, boia și piper și aici am pregătit să fierbă 4 ouășoare, să le fierb, să fac și ceai de coada calului în același timp, știi? Așa? Vedeți și voi, se poate trăi și așa. Uitați cum sfârie butelioara. Aici am un fel de castronaș așa, o să mai îmi cumpăr unul joi, când vin banii, ca să gătesc la țară, el că e practic, e adânc și e și lat, știi, un fel de crătișoară mai mare, așa, merge și de ciorbă și de, ia uite așa, cum sfârie asta, am băgat bucățele, ia aici copanul, se vede copanașul, așa. Probabil că o să fiarbă greu. Aici e copanul, se vede. Aici e vârful la o aripioară, că nu am mai avut să nu mi-am descuțit bine și le-am tăiat la repezeară. Pipota e și apă aici pe undeva, dar iese o ciorbă așa mai consistentă. O să mănânc cu plăcere. Știți? Asta e de... Am și două ușoare, o să le sparg în ciorbă la sfârșit, ca să dea gust. Nu am fidea, nu am țelină, dar mă rog, merge și așa. Ce să facem mai pe hoinăreală? Vă pup cu drag!